Bună, prieteni! Astăzi o să vă arăt ce am primit de ziua copiilor! Hai să începem! Mi-am luat niște cărți. Prima e asta, ca să desenez. Cărți de colorat, da? Da, cu fetițe. Și încă una. Mami, am luat și o carte cu sirene ca să desenez. Să știți că este foarte frumoasă, doar că sunt foarte multe, deci o să muncesc din greu ca să fac desenele astea. Are culori, dar noi, asta este cartea și noi colorăm. Abia aștept să o termin la final, să vă pun pe Instagram ce am făcut. Pe Instagram bel.anelie. Mai m-am luat niște slime-uri. Deja am curs câteva. Mi-e frică să pun mâna pe el. M-am luat galben și roz. Fosforescent, așa, nu? Și cea mai distractivă parte, mi-am luat poporughii! Rubix. Și voi să-mi ziceți dacă voi deja știți să faceți, dacă aveți un poporughii dintre ăsta. Pentru că eu sunt la început și nu prea știu și vreau să știu niște forme, ca să le știu și eu când o să fiu mare. Deci să-mi ziceți, dacă are cineva cu burughii dintre ăsta, să-mi ziceți pe Instagram, da? Așa. Și păpușa Barbie Nicky. Ia, stai să vă zic. Ea mai întâi, în timpul liber, se duce la piscină, de-aia are costum. Sau eu mai fac cum ar fi că face sport. Fac niște mișcări foarte bine. Foarte bine se descurcă Nicky. Dar dacă o vedeți prin magazine, orice fel de magazin, să o cumpărați, pentru că puteți să faceți o grămadă de mișcări de sport. Da? Și sandale, oglindă. Uitați cum arată. Să știți că sunt foarte comode. Și talpa este foarte moale. Și zici că e oglindă de unicorn. Sunt foarte frumoase. Și surpriza este etichetația. Că am mers. Știți care era surpriza? Că am mers la cărărit. Și cred că vă întrebați cum o chema pe acea fetiță. O chema Dora, acel cal frumos. Ți-ai dorit foarte mult să călărești, nu? Da. Și cadou a fost o oră de echitație. Da, pentru că când eram mică, în parcul cel mare, venea un ponei și trebuia să-l călărești dacă vroiai. Și mă aduceam aminte de el și mă gândeam, ia să plec și-o la călărit. Și ai vrut să călărești un cal, da? Da. Nu ponei. Da. Dar am făcut un clip de acolo. Și vă las link-ul în descriere pe Bella Nelly. Cred că v-am putea filma noi. Ia, spuneți like, subscribe, share pe Instagram și pe TikTok. La revedere!